Dragilor, astăzi vom vorbi despre apartenența și am să vă arăt și cartea la cameră, Apartenența, cum să redobândim sentimentul de apartenență prin conectarea cu sine, conectarea cu ceilalți și conectarea cu natura, de Toko-pa Turner, invitata noastră de astăzi, Daniela Palade Teodorescu, jurnalist, trainer, consilier dezvoltare personală, coordonator al site-ului Feminist for Real, director editorial Tudor Communication și mărturisesc că este un subiect foarte important. Chiar am întrebat-o înainte de intervenția noastră pe Daniela cu ce anume a rezonat din această carte a lui Toko-pa Turner și aș vrea să ne spui puțin despre felul în care, prin intermediul acestei cărți și a acestei autoare, mărturisind tu că nu este o carte ușoară și este o carte pe care o citești cu creionul sau cu pixul, făcând tot felul de adnotări pe marginea ei, ce a însemnat pentru tine sentimentul de apartenență și cum ai regăsit toate însemnările acestei autoare în carte? Sorin, mulțumesc pentru invitație, mă bucur să ne reconectăm și astfel. Îți mulțumesc că mi-ai pus cartea asta în brațe și recunosc că e prima dată când am auzit despre autoare care are un nume extrem de exotic, Toko-pa Turner, și am citit repede despre biografia ei. Cred că însăși faptul că ea a migrat cu familia din Anglia în Canada, cred că toată această experiență a dezrădăcinării i-a adus problema, ok, care sunt rădăcinile mele, care sunt legăturile mele cu pământul natal, cu familia, cu tot ceea ce înseamnă natură. Și știm cu toții că nu e nimic întâmplător și că sunt niște sincronicități speciale. Cartea asta vine într-un moment în care citesc multă literatură care face referire la psihogenealogie, psihologie transgenerațională, constelații familiale. E un subiect care mă preocupă de foarte mulți ani și sunt multe lucruri comune cu subiectul pe care îl dezbate această ramură a psihologiei, această psihologie transgenerațională. E vorba de faptul că povestea noastră nu începe odată cu noi, ci suntem suma tuturor înaintașilor noștri. Pe cei mai mulți nu-i cunoaștem, nici măcar nu știm de ei, pentru că știm 2-3 generații în spatele nostru. Și de multe ori ne aflăm în niște blocaje, în niște crize existențiale pe care oricum le-am gestionat și cu psihoterapie și medical, vedem că ne tot blocăm. Cheia deblocării acestora vine exact din zona cunoașterii rădăcinilor noastre, care sunt foarte profunde, și a înțelegerii vieților strămoșilor noștri. Ori scriitoarea Toko-pa Turner, tot trebuie să mă uit pentru că e numele ăsta foarte dificil, vine să ne vorbească despre importanța ancorelor în viața noastră, iar ancorele pot fi orice, inclusiv faptul că îți cunoști foarte bine locul în care te-ai născut sau că îți cunoști toate ancorele astea legate de ziua de naștere, numele de naștere, numărul de naștere, toate lucrurile de genul ăsta. Înseamnă că, practic, tu te ancorezi în univers cu toate datele pe care le ai despre tine, inclusiv cu rezonanța numelui tău, inclusiv cu sfântul care îți ocrotește numele. Deci lucrurile acestea nu sunt niște simple superstiții sau simple, mofturi, ci chiar le consider ancore esențiale. Și amuzant a fost că acum 15-16 ani, înainte de a o naște pe fiica mea, făceam tot felul de exerciții de numerologie și numele pe care i l-am ales a fost după ce am făcut mai multe analize numerologice. Deci, pentru mine a fost importantă povestea asta cu a-ți găsi ancorele și mă bucur că există astfel de mentori, că există astfel de maestri care nu fac decât să-ți confirme cât de importante sunt toate lucrurile cu care vii pe lumea aceasta. Familia, numele, data nașterii și toate lucrurile care le definesc. Așa cum îți spuneam în culise, e un pasaj care mi-a plăcut foarte mult și care vorbește cuprinzător despre criza profesioniștilor din ziua de astăzi, pentru că toți trecem prin tot felul de crize existențiale. Și spune foarte, foarte fain că perfecționismul este un virus larg răspândit în cultura occidentală care ne aleargă pe banda continuă a lui niciodată nu-i destul. E o imagine foarte, foarte plastică, foarte, foarte concis descrisă, această alergare pe banda continuă. Și cred că cei mai mulți dintre noi avem această voce în spate, nu sunt destul, nu sunt suficient, nu e bine ceea ce fac. Și știm cu toții că toate astea vin din copilăria noastră, mică și foarte mică, în care părinții noștri asta ne-au spus. Evident, nu putem să-i blamăm, nu putem să-i condamnăm, pentru că ei nu au avut acces la ceea ce studiem noi astăzi, nu au avut informația pe care noi suntem privilegiați cu o avem și au făcut și ei cum s-au priceput mai bine, ce au învățat părinților care, să nu uităm, că sunt generația celor care au trecut prin război, prin foamete, prin tot felul de lipsuri, care aveau foarte mulți copii și pentru care priorități un acoperiș deasupra capului și ceva de pus pe masă. Deci nu putem să le cerem parenting și tot felul de formule din acestea, pentru că nu era cazul. Și de aceasta, vocea generației X, eu fac parte din generația X, a fost întotdeauna preocupată să afle ce este în spatele acestor voci din copilărie și să demonteze toate aceste cifruri cu care noi am fost învățați să funcționăm și care nu ne-au făcut bine, nici în plan profesional, nici în plan personal. În plan profesional, în ceea ce mă privește, știu clar că am trăit în zona aceasta, niciodată nu e suficient, tot timpul era ceva de demonstrat, tot timpul era ceva de făcut mai mult, tot timpul trăiam în teama de a greși, teama de eșec este una dintre cele mai mari frici. Și toate acestea veneau din cultura cu care am crescut. Nu e bine să greșești, a greși e capătul lumii și lucruri pe care le știi și tu și toți cei care avem, eu știu așa, peste 40 de ani. Am trăit cu acest tip de educație prin pedeapsă, prin amenințări, dar asta e, v-am spus, nu e vina nimănui și este extraordinar că acum avem acces la atât de multă informație și la atât de mulți specialiști care să ne ajute să gestionăm toate aceste greutăți cu care venim din spate. Povestea aceasta cu apartenența a trezit în amintirile mele o acută nevoie de apartenență și când spun asta mă gândesc la apartenența primară, aceea de a fi conținut, că este un termen foarte la modă, încă de la început, în pântecul mamei, când este cea mai sigură și cea mai nu știu cum să spun, fabuloasă formă de apartenență, când ești acolo înăuntru și toate... Acolo este siguranța supremă. Din nefericire, din povestea autoarei, care a avut o copilărie extrem de turbulentă și presărată de abuzuri, de tot felul de respingeri, de absența emoțională a părinților. În această perioadă de conținere se pare că a venit la pachet cu extrem de multe traume pe care ea a încercat să le înțeleagă, să le rezolve, să le gestioneze aproape toată viața ei. Și a doua oară când am mai simțit această apartenență foarte, foarte acut, a fost exact într-un moment de maximă alienare, în momentul divorțului, în care ce mă deranja cel mai mult nu era atât suferința sau pierderea, cât nevoia asta extraordinară de a aparține, cuiva, de a aparține într-o relație de cuplu. Chiar spuneam la un moment dat, fără să fi știut de acea carte, că e cea mai apăsătoare și neplăcută senzație pe care am avut-o în toată perioada de atunci. Lipsa de a aparține într-un cuplu, de a fi parte dintr-o relație. Probabil că dacă aș fi avut atunci cartea respectivă, cred că m-ar fi ajutat să înțeleg mai repede, dar evident niciodată nu e prea târziu. Așa cum îți spuneam, am făcut tot felul de semne, pentru că clar e genul de carte pe care îți dorești să o recitești în diverse momente ale vieții și cred că de fiecare dată găsești sensuri noi. Nu mai uit să văd ce mi-am notat, dar întreabă-mă tu ca să fiu sigură. Vreau să vin cu o scurtă completare până găsești tu pasajul respectiv, faptul că într-adevăr suntem cumva tributari unor tipare relaționale disfuncționale și, așa cum spuneai și tu, am fost învățați de către părinții noștri să funcționăm pe modul supraviețuire. Pentru că ăsta era modul de acum, să spunem, 40-50 de ani. Ai un acoperiș deasupra capului, ai hăinuțe cu care să te duci la școală, ai cărți, ai rechizite, ai ce mânca, exact. Nevoile bazice din piramida lui Maslow erau satisfăcute. Cam la asta se rezuma totul, fără ca părinții, neavând poate educația sau cunoștințele părinților de acum, nu știau că de fapt copilul are alte nevoi, printre care iată și nevoia aceasta de apartenență. Ea apare după nevoile bazice din piramida lui Maslow, apare nevoia de securitate imediat după nevoile bazice, apoi nevoia de apartenență, cât de important este să aparții familiei, cum spuneai tu puțin mai devreme, ca familiei ca microgrup. Este și o formulă pe care noi o tot auzim, să spunem, în ultimul timp, în ultimii ani, familia este pe primul loc. Eu cel puțin unul am auzit-o. Deci e clar că acolo este cel mai puternic sentiment de a aparține unei familii extinse, când vorbim despre familia de proveniență, rude și așa mai departe, și locului unde noi ne-am născut, dar și familiei pe care noi însăși am construit-o. Și atunci asta, cât de important este, chiar vorbește ea la un moment dat la pagina 88 legat de exil. Mă refer de asemenea la cum erau lucrurile înainte, într-un sens mai larg. Epoca de aur, o relație îndrăgită, un rol în comunitatea sau familia ta, o carieră sau chiar abilitățile propriului corp. Acestea sunt ceea ce eu numesc inițieri prin exil, pentru că așa cum descoperim în mituri și în basme, fiecare erou sau eroină trebuie să îndure o perioadă într-un exil propriu ca să poată fi inițiați în capacitatea chemării lor de a fi leac vindecător. Deci cumva ca să, și vorbește ea și în alt capitol despre dorul sacru, ca să înțelegi nevoia și dorul de apartenență, trebuie să treci prin furcile caudine ale exilului. Exact, la asta mă gândeam. Știi că se întreabă mulți dintre cei care pleacă în diaspora și ai văzut când ajung acolo, domnule, parcă altfel le dor de acasă, parcă prețuiesc și mai mult tradițiile sau mâncarea specific românească. Și de asta spun că probabil e nevoie de astfel de experiențe, se numesc și cunoașterea prin alteritate, da? Deci treci în altă parte, ieși din mediul tău și atunci înțelegi mai bine și valorile țării din care ai plecat și pe care poate că tot ai blamat-o, că n-ai plecat de bine, ci ai plecat furios pe foarte multe disfuncționalități. Dar în momentul în care ajungi în alt sistem, ai această neutralitate, ai această obiectivitate de a vedea cu alți ochi. Și de aceea probabil că li se face atât de dor, de aceea caută cât mai mult comunitățile de români, am auzit oameni care au început să frecventeze biserica tocmai în astfel de momente, pentru că se simțeau foarte singuri și aveau nevoie să se racordeze la ceva care să le aducă aminte de acasă. Organizează tot felul de festivaluri, organizează tot felul de întâlniri, pentru că simt nevoia să se conecteze cu oameni de acasă. Și probabil că și asta este o experiență extraordinară de a învăța să aparții sau de a conștientiza mai clar nevoia aceasta de apartenență. Și uite, mi-am mai notat ceva, pentru că eu acum tot căutând subiecte pentru site-ul pe care îl coordonez, pentru Feminist for Real, care e o platformă media internațională în care femeile găsesc inspirație, găsesc modele care să le dea putere să meargă mai departe. Foarte frumos scrie aici: întâlnesc atât de multe femei în munca mea cu idei superbe, însă absolut îngrozite de ideea de a le lansa în lume. Această teroare e o combinație de lucruri, dar la un nivel fundamental este frica de critică. Criticul interior, acel purtător de cuvânt al tuturor vocilor depreciative din trecutul nostru și din cultură, este primul gardian al adevăratei apartenențe. Ne pune în cale baraje construite din tot felul de daruri. Dar nu ai nimic original de spus, dar nu poți demonstra asta. Dar vei arăta sau vei părea ridicol, dar nu ești la fel de talentată ca X. Dar dacă vei greși, ăștia sunt piticii aceia de pe creier, care, evident, vin tot de departe, când, evident, ne era pusă la îndoială și vocația și talentul și toate lucrurile de care nu eram conștienți. Și mai sunt multe lucruri care mi-au plăcut. Vorbește foarte frumos și foarte plastic despre cât de important este să facem ceea ce ne place, cât de important este să ne urmăm vocația, acei talanți cu care suntem dăruiți cu toții la începutul vieții noastre, și cât de multe blocaje pot să apară în momentul în care nu ești la locul potrivit. Și iarăși foarte plastic spune: o paralizie spirituală sau creativă se poate dezvolta din amuțirea prelungită a darurilor personale. Acest exil autoimpus ne-a protejat cândva, însă acum energia pe care o consumăm pentru a ne menține tăcuți ne seacă de viață. Foarte, foarte multe imagini și paradoxuri. Cred că e și meritul traducătoarei, că a tradus foarte, foarte bine, foarte plastic toate aceste lucruri. Uite, ăsta este, până cauți tu, ăsta este avantajul unei cărți atunci când este tradusă. Cumva traducătorul să fie din aceeași zonă, să spunem, sau din zonă apropiată cu autoarea cărții. traducătoarea cărții Andreea Mănescu este psihoterapeut. Și este clar că limbajul autoarei este foarte accesibil. E și contextul, dar chiar se vede că limba română este folosită cu plasticitate aparte. Credem, am citit multe cărți și îmi dau seama când e o traducere chinuită și când e una reușită. Uite, aici iarăși foarte frumos scris despre cât de important e să ne urmăm vocația. Obiceiul de a ne desconsidera propria valoare este un mod prin care tăiem părți din noi, ceea ce ne face să ne arătăm vieții doar parțial. Simțirea propriei valori este direct proporțională cu abilitatea noastră de a trăi o viață integrată. Apropo de ce spuneam, să fii în coerență, să fii în acel fir roșu care înseamnă vocația ta. Și cumva în armonie, cu propriile valori personale. Da. Și cred că de aici, așa cum spuneam, se nasc toate aceste crize existențiale, mai ales la vârsta de mijloc, 40, 45 spre 50, mulți profesioniști trec prin această criză în care se întreabă oare e suficient, oare am făcut ceea ce trebuia, oare am fost la locul potrivit, oare m-am risipit până acum făcând o muncă doar pentru a plăti facturile și pentru a-mi întreține familia. E momentul în care mulți se reconverg profesional, aleg cu totul alte profesii, ies fie din zona de corporații și au mici business-uri în care fac ceea ce le place, fie fac o mică afacere sau unii sunt intraprenori pur și simplu, liberi profesioniști care încearcă să facă lucrurile în ritmul lor, cu oamenii pe care și-i doresc aproape. Nu e deloc simplu, vorbește Toko-pa și despre această provocare de a fi intraprenor, de a fi antreprenor și spune clar că nu, nici să ne aruncăm așa cu capul înainte, dar să ne batem pentru ceea ce ne dorim să facem cu adevărat. Da, pentru că până la urmă ieșirea Foarte frumos vorbește și despre zonele pierdute, acele locuri pe care tot le băgăm sub preș sau pe care le dăm la spate și care peste timp pur și simplu vin și ne lovesc și nu ne dăm seama de unde vin toate. Foarte mult mi-au plăcut și arhetipurile din basme, în care spune clar de ce în multe basme mama personajului principal fie lipsește, fie moartă, fie dispărută sau e înlocuită de o mamă vitregă. Da? Pentru că mama este foarte importantă în devenire și lipsa acesteia poate genera traume extraordinare, la fel cum și faptul că ea este în viață, dar este absentă emoțional, iarăși poate crea foarte, foarte multe neajunsuri. Cum se întâmplă și în cazul autoarei, cu relația cu mama ei, propria ei poveste, pentru că este un om care a muncit imens să-și gestioneze propriile traume, care nu au fost puține și nu au fost deloc ușoare. Deci, basmul ei personal este unul din care poți să înveți foarte, foarte multe. Povestea Meduzei foarte, foarte frumos, o demontează și îți arată foarte, foarte clar toate tiparele de basm cu care trăim. Clar și vedem că nu toate basmele ne proiectează să luăm cele mai bune decizii. Multe basme vorbesc despre Albă ca zăpada, care așteaptă să vină prințul să o salveze. Cele mai multe basme vorbesc despre condiția feminității exact în acest mod, pasiv. Da? Fata trebuie să fie frumoasă, trebuie să fie bogată, să aibă zestre și să aștepte să vină prințul. Pentru fete nu este cel mai bun model, pentru că le încurajează la pasivitate și la a fi dependente de voința unui bărbat. Da, de asta zic, sunt foarte, foarte multe trimiteri. Ar trebui ori între să vorbim despre ele, dar clar, e o lectură absolut esențială și se citește și foarte ușor. Deci e o poveste cu multe povești înăuntru. Foarte frumos. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre apartenența. Cum să redobândim sentimentul de apartenență prin conectarea cu sine, cu ceilalți și cu natura, de Toko-pa Turner. A fost alături de noi Daniela Palade Teodorescu, jurnalist, trainer, consilier de dezvoltare personală, coordonator al site-ului Feminist for Real, director editorial la Tudor Communication, care îi mulțumim foarte mult pentru că, iată, a împărtășit cu noi gânduri, idei, trăiri, stări, sentimente despre ceea ce înseamnă sentimentul de apartenență și, până la urmă, cum ne raportăm noi la această nevoie imperioasă de apartenență. Mulțumim încă o dată, Daniela Palade Teodorescu. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere, numai bine! Mulțumesc și eu, Sorin!